Expoziția Aurul și Argintul Antic al României, deschisă la Muzeul de Istorie, poate fi vizitată până pe 16 februarie. Și asta după ce conducerea muzeului a solicitat o prelungire a șederii expoziției la Suceava. Până în prezent, aceasta a avut peste 6.000 de vizitatori. Inițial, Aurul și Argintul Antic al României, o expoziție unică prin valoarea și importanța exponatelor, ar fi trebuit să fie prezentă la Muzeul de Istorie din Suceava până pe 29 ianuarie, dar conducerea muzeului a solicitat o prelungire a șederii expoziției, întrucât o mare parte din perioada în care a fost deschisă aceasta a coincis cu cea a sărbătorilor de iarnă și cu vremea neprielnică. Expoziția Aurul și Argintul Antic al României, una din cele mai importante expoziții care au fost vreodată la Suceava, poate cea mai importantă, o expoziție care se organizează odată pe generație. Anul acesta a fost prelungită, sigur, cu acordul Muzeului Național de Istorie a României, a fost prelungită până data de 16 februarie. Motivele ar fi următoarele. În primul rând, perioada în care a stat la expoziția la Suceava a cuprins și sărbătorile de iarnă, perioada tezelor și, sigur, perioada de frig, și am considerat oportun să o prelungim pentru a crea posibilitatea câtor mai mulți vizitatori să viziteze această expoziție. Pe de altă parte, sigur, spuneam, o expoziție foarte importantă, sunt vizitatori care revin și, evident, încercăm și în acest fel să fim alături de vizitatorii noștri, de publicul fidel, practic. Aurul și Argintul Antic al României cuprinde 1065 de piese, cele mai frumoase și vechi obiecte realizate din aur și argint, descoperite pe teritoriul României, podoabe din aur și argint, armament de paradă, piese de harnașament, veselă getodacică, monede, opaițe și alte piese din aur și argint, care acoperă cronologic o perioadă cuprinsă între mileniul al V-lea înainte de Hristos și secolul al VII-lea după Hristos. Exponatele sunt însoțite de un amplu material explicativ cu o documentație fotografică detaliată care pune în evidență aspecte puțin vizibile cu ochiul liber. Sunt integrate prezentări ample dedicate contextelor în care obiectele au fost descoperite.